După ce a plătit despăgubirile de secetă la culturile de toamnă, se pare că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pregătește și schema de ajutor similară pentru culturile de primăvară. Cu toate acestea, potrivit informațiilor vehiculate la această dată, suma pe care o vor primi fermierii va fi mai mică decât în situația culturilor de toamnă. George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senat, a precizat în emisiunea Agricultura la raport că suma nu este una certă, iar calculele s-ar putea schimba până în momentul în care Ministerul Agriculturii va finaliza actul normativ pentru acordarea banilor. Întorcându-mă la cele 300 de milioane de lei care sunt prinse și bugetate și aprobate în legea bugetului de stat și asigurări sociale pentru despăgubiri la culturile de primăvară, nu am văzut niciun draft. Discut și sunt la curent cu ceea ce se mai întâmplă în Ministerul Agriculturii. Se pare că în decursul acestei luni, să sperăm că va fi în transparență publică și clar va putea fi discutat. Informal, suprafețele de culturi, pentru că s-au finalizat și partea de raportări pe suprafață, sunt hectare mult mai multe decât la culturile de toamnă, suma este mai mică și acum va exista dezbatere să vadă sub ce formă și care ar fi cuantumul pe hectarul calamitat 100%. Sunt variante pornind de la 1500 de lei, nu vreau să dezinformez, nu este o informație certă, e dintr-o singură sursă, să spun așa, e posibil să fie cifrată în jur de 1000 de lei per hectar pentru a compensa o parte din pierderile suferite de către fermieri la culturile de primăvară. Totodată, președintele Comisiei de Agricultură de la Senat a mai atras atenția asupra faptului că o parte din banii destinați despăgubirilor la culturile de toamnă au rămas necheltuiți. Astăzi, în Senat, în plenul Senatului, în această după-amiază, a fost votată din nou anumite modificări la ordonanța cu privire la schema de ajutor și de granturi pentru secetă la culturile de toamnă, pentru că au fost câteva observații făcute de către Comisia Europeană la ordonanța în care am dat acea schemă de bani, Ministerul Agriculturii, în fine, și am spus-o și o repet, pentru că am crezut prima oară că este o eroare, dar din păcate s-a demonstrat că a fost rea voință și n-a fost o eroare din partea Ministerului Agriculturii. Au rămas o sumă aproximativ 100 de milioane de lei din cele 365 de milioane care au fost prinse și aprobate în buget pentru această schemă de despăgubiri, neconsumate.